Albia râului Jeț a fost împânzită de depozite de pământ și resturi rezultate de la mină. Asta recunoaște și viceprimarul Constantin Ramașcanu, care însă spune că responsabilii de la mina Lonea au acceptul pentru astfel de depozite. Mai mult, Edi Luneșii explică faptul cum ajung acolo materiale de tot felul. Avem poliția locală care se ocupă, îi identifică, de multe ori nu în aceeași zi, dar ulterior îi identifică, îi somează să vină să, dacă este doar material inert, pământ, eu știu, poate chiar resturi de molos de la construcții, el poate fi doar nivelat. Dacă nu, îi invităm să își ridice gunoaiele sau ceea ce au depozitat dumnealor. Edilu mai spune chiar că există și un aviz al Gărzii de Mediu și că activitatea va mai dura cel puțin o vreme. Chiar domnul Moldovan de la Garda de Mediu era, cred eu, cea mai competentă voce și explica faptul că aceste materiale inerte, cum spunea dumnealui, pot fi depozitate și nivelate, bineînțeles, folosite ca umplutură și în final să fie acoperite și cu un strat de pământ. În tot acest timp, responsabilii de la Garda de Mediu Hunedoara neagră că ar fi dat un astfel de accept. Mai mult, comisarul Cristian Moldovan, șeful Gărzii de Mediu Hunedoara, spune că va demara o anchetă în zonă pentru că, indiferent care sunt deșeurile care ajung acolo, este ilegală depozitarea lor pe albia unui râu.